Cele trei mari federații sindicale din educație, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație Spirul Haret și Federația Națională Sindicală Alma Mater, în numele celor peste 300.000 de salariați din învățământ, ale căror drepturi și interese le reprezintă, au anunțat că de luni încep protestele la sediile guvernului și prefecturilor. Decizia vine după ce un proiect de ordonanță de urgență publicat azi noapte de Ministerul de Finanțe arată că salariile din educație vor fi înghețate în anul 2022. 2 milioane de teste pentru ele vor fi distribuite începând de astăzi. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, în cursul zilei va începe distribuirea către inspectoratele școlare, iar toate vor ajunge până mâine dimineață în județe. În Olt se testează gratuit circa 54.000 de elevi. În prima săptămână, 8 teste au avut rezultat pozitiv, fiind infirmate ulterior de testele PCR, iar la testele de azi au fost raportate 3 rezultate pozitive, urmând ca elevii să fie retestați. Românii care s-au împrumutat la bănci și au credite în lei primesc vești proaste. Ratele lunare le vor crește și cu 250 de lei pentru o rată medie de aproximativ 1500 de lei, în condițiile în care Banca Națională a României se pregătește să crească pragul indicelui ROBOR. În acest an, indicele a ajuns la 3%, iar pentru a contracara rata inflației este nevoie ca BNR să intervină din nou asupra acestui indice de referință. Potrivit specialiștilor, ratele vor crește până la finele anului viitor, când se preconizează a fi înregistrat vârful inflației, fiind necesare măsuri drastice de contracarare. Câteva zeci de tone de fructe și legume cu pesticide au fost descoperite în ultimele zile de către Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru verificarea alimentelor în magazinele din România. Este vorba despre aproximativ 50 de tone de lămâi, struguri și mandarine, care conțineau pesticide. Autoritățile arată că în acest an a crescut cu peste 30-40% procentul de depistare a acestora. 90% din ceea ce intră în România și merge spre Europa pe legume și fructe, citrice, portocale, rodii, lămâi, pere, pătrunjel, vine din Turcia. Autoritățile informează pe românii mușcați de animale că se pot vaccina simultan împotriva COVID-19, inclusiv doza 3 și împotriva rabiei. Potrivit acestora, vaccinurile anticovid pot fi administrate simultan la orice interval de timp cu alt produs din Programul Național de Vaccinare destinat copiilor și grupelor populaționale aflate la risc, vaccinarea antigripală, vaccinarea anti-HPV, profilaxia tetanosului sau alte produse vaccinale inactivate care dețin autorizație de punere pe piață în România.